Bună ziua pentru cei care urmăresc Siget Online. Am plăcerea și ocazia să vă prezint câteva cărți apărute în ultima perioadă și care se regăsesc pe raftul de librărie Luceafărul. N-aș vrea să înlocuiesc emisiunile de prezentare de cărți ale lui Dan C. Mihăilescu sau să intru în competiție, dar prin umila noastră opinie și selecție care o facem, vrem să aducem în atenția sighetenilor și maramureșenilor câteva noutăți în domeniul cărților. Și aș începe cu prezentarea unei cărți apărute la editura Humanitas, ultima carte din ciclu autorul Lucian Boia, o serie de cărți în ultimul timp care au apărut la editura Humanitas, semnate de Lucian Boia, istoricul renumit. Ultima carte, Două secole de mitologie națională. Domnul Boia face o sinteză a naționalismului apărut în ultimele două secole în Europa. Arată transformările și ne prezintă modul cum acest concept de națiune a apărut, s-a transformat și a interacționat cu civilizația în Europa. Ca să-l citesc pe Lucian Boia, nu este sigur că relele care se impută națiunii, cu deosebire intoleranța și întreținerea unor stări conflictuale, nu s-ar fi manifestat și almiteri sau cum s-au manifestat dintotdeauna decât de când există omul și societatea. Națiunea le-a oferit mai curând o justificare, un alibi. Desigur, oamenii se omoară și pentru idei, dar mai adesea ideile ascund tragedii de putere. Ele sunt doar învelișul care dă un aspect mai nobil unor manifestări instinctuale și a unor interese concrete. Națiunea nu putea fi mai bună decât oamenii care au făcut-o. Pentru că în ultimul timp evenimente cu conotații politice au pus în discuția publică anumite aspecte ale naționalismului. Nu întâmplător vă prezint această carte și vă recomand. Consider că Lucian Boia își propune să răspundă unor întrebări în spiritul propriului său sistem de interpretare, o istorie în care imaginarea conduce jocul. Așa. O altă carte, ca să spun așa, un bestseller sau acestui an, am ocazia să vă prezint. O carte scrisă de americanul Larry Watts, Ferește-mă, Doamne, de prieten, Războiul clandestin al blocului sovietic cu România. Istoricul ăla american ne prezintă o sinteză și o propria viziune despre rolul Rusiei țariste și apoi a Uniunii Sovietice în, și amestecul acestea în interacțiunea cu România și în problemele interne ale României. Fostul director al CIA, Ion Talpeș, îl prezintă și prezintă această carte care stă în respirația, prezintă o înșiruire fascinantă de date și informații din surse neexplorate înainte. Vaz ne oferă ocazia de a înțelege cala sinuosă și contradictorie străbătută de român de la începuturile epocii moderne până în 1978, nu din perspectiva declarațiilor publice oficiale sau publicațiilor interesate, ci prin dezvăluirea proiectelor, planurilor și faptelor concepute în umbră, prin cuvintele celor care le-au conceput. O carte care a fost foarte bine primită de public, istorici, profesori, în general, care au găsit o parte, o răspunsuri la o parte din întrebările ascunse a ultimelor câteva decenii din istoria României. Nu întâmplător, am să vă prezint în fiecare sau cu fiecare ocazie una sau două cărți semnate de scritori locali sau maramureșeni. Astăzi îl prezint ca și o reeditare pe Elie Wiesel, apărută la editura Corint, Noaptea,
prima carte care s-a tradus în românește de Elie Wiesel în 1984, reapărută acum prin grijă editurii Corint, o carte tradusă pretutindeni în lume, vândută în milioane de exemplare, s-a numărat alături de Jurnalul Anei Frank sau de Memoriile lui Primo Levi printre primele cărți ce au descris martiriul evreilor din lagările naziste. Depunând mărturie despre infernul trăit la Auschwitz, Elie Wiesel se întreabă și astăzi în prefața prezentei ediții dacă cuvinte capabile să înfățișeze inimaginabilul, acel univers dement și rece în care era uman să fii inuman. Încercarea trebuie însă făcută pentru a nu repeta istoria, pentru a nu lăsa tristețea trecutului să devină viitor, fiindcă uitarea înseamnă pericol și insultă. Elie Wiesel spune că fără această mică lucrare, viața lui de scriitor sau viața lui pur și simplu nu ar fi fost ceea ce este, viața unui martor care se consideră obligat, din punct de vedere moral și uman, să împiedice dușmanul să obțină o victorie postumă, ultima, ștergându-și crimele din memoria oamenilor. Cu mare bucurie puteți găsi această carte și în vitrina librăriei Luceafărui, alături de unui alt sighetean cu care Elie Wiesel, ca să vă mărturisesc, a corespondat în deceniul 8 a secolului trecut, profesorul din Sighet Nicolae Iuga, profesorul universitar la această oră, care acum o săptămână a reușit să încheie un nou proiect editorial prin această carte biografică, Securitatea, Cezarul și Sfoara de Câlț a lui Elie Wiesel. Nu întâmplător v-am prezentat cele două cărți. Din titlul cărții profesorului Iuga reiese legătura care o a avut-o cu Elie Wiesel, laureat al Premiului Nobel. Este o trecere în revistă a unui deceniu foarte zbuciumat din viața profesorului Iuga și interacțiunea acestuia cu intelectualitatea sub lupa securității comuniste. Domnul profesor a avut și de suferit, ca să spun așa, în urma corespondenței pe care a dus-o cu Elie Wiesel. În scurt timp sperăm să vă putem face o prezentare a acestor două cărți într-un cadru mai larg, un proiect la care mai lucrăm și îmi voi propune cu fiecare ocazie de prezentare și a unei cărți de poezie sau de poezii. Am ales pe Mircea Ivănescu, apărută la editura Humanitas, Cele mai frumoase poezii, selecție și prefață de Gabriel Liceanu, pentru ca poezia să nu fie uitată de către cititorii sigheteni, o carte în condiții grafice excepționale, o paginație foarte frumoasă, care va fi aproape sigur, din punctul meu de vedere, premiată și din punct de vedere a condițiilor grafice ca și cartea cea mai frumoasă a anului. Să facem să surâdă o făptură indispusă, tristețea de acum în ochi, de acolo clamăm, o răcăit ca să ne ridice în mâinile ei, care s-ar cuveni să mângâie încete în folii, să ne ridice, să stăm cum ar veni, lângă talerul de aur al gândului ei ascuns nouă, și ne lasă și noi răsfrângerea acolo și rotim o bulboană și ea, privind-o, se scape deodată mingea de aur a sărusului în ea. Vă așteptăm să atingeți aceste cărți, să le răsfoiți și pe site-ul Sighet Online să ne împărtășiți, dacă puteți, gândurile și să vă exprimați opiniile. Vă mulțumesc!